Tasty Planet Forever finalul, pentru că vedeți în dreapta aici scama aceasta. Ei bine, am ajuns la ultimul nivel. Dacă nu ați văzut episoadele anterioare, vă invit să le urmăriți. O să las în descriere linkul către episoade individual, pentru că fiecare episod este în felul lui. Nu trebuie neapărat să vedeți toate episoadele din spate ca să le înțelegeți pe ăsta, pentru că fiecare e separat, dar Albina are lumea ei, după aia șoricelul, Caracatița și așa mai departe. Deci fiecare chestie este individuală, dar ăsta o să fie cel mai complet, deoarece o să conțină oarecum tot jocul. Și dacă mai vreți voi de asemenea, vă invit să apăsați butonul de like și de subscribe, vedeți acolo animația, pentru că seria poate să mai continue, mai sunt și alte jocuri. Hai să începem, pentru că avem mult de jucat. Wow, 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 o să ne jucăm destul de mult și eu o să zic că va fi ușor pentru noi. Deci, mare atenție ce se întâmplă aici, ok? Atenție mare la mine. LOL. Ok, deci, noi suntem o scamă, așa începe jocul. Ăsta nu e chiar primul joc, e chiar al doilea sau al treilea joc. Și noi colecționăm niște quark. Vedeți în stânga sus? Quarkul ăsta e ca un proton, ceva atom, ceva foarte mic. Adică, uitați-vă ce mărime avem noi. Că nu avem în centimetri, nici în milimetri, avem în atometri. Adică, wow, o să vă placă episodul acesta, pentru că dintre toate nivelurile, ok, acesta va ajunge de la nimic, deci suntem extrem de mici, la a mânca toată planeta, cel mai probabil. Adică, față de cealaltă episoade, ăsta va fi cel mai complet. Poate mai fost cel cu Albina, în care tot așa ești extrem de mic, dar nu se compară. Sunt destul de mare, ar trebui în orice secundă, gata. Oh, neutron, fii atent. Deci, habar n-am de ce suntem atât de mici, deci o scamă minusculă aceasta, n-are nici măcar un sens, dar v-am zis, totul este foarte ușor pentru noi, mi-am pus ochelarii easy, pentru că vom ajunge din neutronul ăsta sau ce-o fi el, să mâncăm toată planeta, dacă are sens ce spun eu. Deci neutroni full. De asemenea, vreau să spuneți în comentarii ce părere aveți de uploadările zilnice, pentru că avem două videoclipuri zilnice pe canal. De dimineață am început să pun câte două videoclipuri, nu știu dacă ați observat. Și puteți să spuneți în comentarii ce ați mai vrea voi să mai vedeți pe canal. Desigur, nu toate ideile pot să le pun în aplicare. Trebuie să vă placă tuturor, nu doar unei persoane. Dar dacă văd că se repetă multe chestii, da. O să iau un calcul, nu prea am mai jucat Roblox în ultimele zile. Ați văzut că am început seria aceea de Skincraft, de Minecraft, nu știu dacă v-ați uitat sau nu. Dar mie îmi place destul de mult și e interesant Minecraft-ul, o să evolueze interesant și seria respectivă. Dar o să vreau să mai continui și cu Roblox-ul ăla, clar, clar, clar. Am câteva idei de episoade, dar momentan am luat o mică pauză de la Roblox, dar cred că o să vină mâine. Mâine sigur filmăm, poate niște arm wrestling, m-am mai antrenat pe acolo. Deci avem episoade pregătite, nu e problemă, pentru că na, ne place Roblox-ul, e distractiv, dar wow, sunt foarte multe jocuri mișto și merită încercate, știi, merită încercate, foarte, foarte multe, avem deci mult conținut de făcut, de aia o să vedeți zilnic două episoade, deci este conținut mult, doar să vă placă, să fie pe placul vostru. Ok, ok. Nu știu ce sunt ăștia. E un atom de... sunt atom de hidrogen. Deci e ceva aici și ora de chimie. Nu vă așteptați nici voi. Uitați-vă în stânga sus că avem 80 de picometri. Deci astăzi ai învățat ceva nou de pe episodul acesta. Ai învățat despre picometri. Te duci și spui profesorului de chimie că ai învățat despre picometri. E o unitate de măsură, cred că incredibil de mică. Probabil ca să vedem noi scama aceasta și ce face ea. Am avea nevoie de un microscop ceva, adică atât de mic, el nu se poate vedea cu ochiul liber. Adică noi abia vedem niște centimetri, ceva milimetri care sunt foarte mici, dar să mai vezi picometri, wow, wow, wow. Acum noi luăm, avem 180 de picometri, trebuie să ajungem la centimetru, aia e chestia și de acolo suntem familiari cu tot ce se întâmplă. Gata! Wow, acum arată mai interesant, parcă se leagă ce se întâmplă aici. Adică de astea am mai văzut și noi. Zici că sunt ceva celule. Dar sunt molecule de apă. Și asta roșu ce oare? Ia stai să vedem. Yummy, auzi, yummy. Yummy, 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 yummy. Nu știu ce e aia roșie de tot împing. Abar n-am. E de fier. Oxid de fier. Mă, ce? Hai să luăm astea roșii full. O să creștem cel mai repede cu ele.
Și ne apropiem, ne apropiem de un centimetru 100%. Că de acolo, aha, nanometri, mamă, ce mișto! Deci este efectiv mult prea ușor ce se întâmplă aici, easy. Vă spămesc cu ochelarii, dar sunt șmecheri și am văzut că v-au plăcut și vouă. Deci ochelarii mei, mult prea easy totul ce se întâmplă. Colectăm, mâncăm și creștem. Deci noi luăm apă. Alol, eram în ocean? Alol, ce mișto! Nu știu ce e asta. Ceva virus? Bro, virus, what? Mamă, tot nanometri avem. Deci fii atent că noi consumam celulele sau moleculele de apă că eram în ocean. Wow! Asta e tare. Mă, ce e asta? What? Ce chestia aia? N-am mai văzut așa ceva. Problema e că n-avem ce să mâncăm mai mare de atât. Deci trebuie să mâncăm foarte multe ca să creștem. Ok? Și uitați-vă în dreapta sus la scor că avem 23.000. Ei bine, trebuie să ajungem la 200.000. Adică mai avem mult până acolo. Bacteriofagi. Cred că sunt ceva molecule mai mari. Cred că aia e chestia. Altfel nu-mi dau seama. Zici că e un șurub. Adică zici că e metal, dar nu, e ceva specific. Am și uitat jocul ăsta cum era, că l-am mai jucat în trecut. Și e mișto, asta am știut că e mișto. Adică e genul de joc care merită rejucat la o perioadă de timp. E pur și simplu prea tare. Dap, 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 dap. Și o să vedeți cum evoluăm și mâncăm orice. Deci e mult prea mișto. Trebuie să creștem să mâncăm chestia asta portocalie momentan. Că încă n-am ajuns la milimetri, centimetri. Gata? Gata, gata, ia? Ia badaba? Nu, încă nu e gata, dar au început să se miște. Ok. Deci, mă, e clar că noi suntem extrem de mici. Oh, seamănă cu niște portocale astea. Dar nu știu ce sunt. Cocu, what? Habar n-am ce e aia. Dar vă zic că noi suntem niște bacterii ceva momentan. Zici că sunt pufuleți. Și ăștia cu mov zici că sunt castraveți. Deci chiar seamănă cu un castravete. A, gata, putem să-i mâncăm. Bacillus. What? Mă, ce e ăla bacillus? Știe cineva că eu habar nu am? Îmi spuneți în comentarii dacă avem experți în știință, în biologie, în ce. Bacillus. E bună parolă să puneți la Facebook, la TikTok, la ce aveți voi, la YouTube. Ok. Trebuie să evoluăm. A, avem un micrometru. Deci ne apropiem de milimetru curând. Micrometru. What? Hai că e destul de tare. Gata, am evoluat mai mult. Asta zici că e o bucată de carne. Asta roșie. Deci trebuie să consumăm castraveții ăștia mov. Până când putem să consumăm carnea asta plutitoare. A, dar nu ne dă damage. E perfect. Că atunci nu trebuie să mă feresc. Pot să împing direct, știi? E foarte mult de farmat, observ. Adică, uite, și aici toți castraveții ăștia durează mult până îi culeg pe tot. Este așa? Ce, mă? Praf marțian, ce că se numește. What? Suntem pe altă planetă? Deci probabil nu suntem pe planeta Pământ. Mă, ce? Uite-l. Eu zic că arată ca o bucată de carne, nu știu ce-s voi. Deci mie așa îmi pare. Dar încă nu sunt destul de mare să mănânc tot. A, uite, mamă! Zici că e avocado ăsta. What? Ați mâncat vreodată avocado? Boing, boing. Hai că începem să-i cocoșăm. Ia uite-l, ia uite-l. Gata, începem să evoluăm mult când îi mâncăm pe ăștia mari. Perfect, perfect. Yummy, auzi. 7-9 micrometri. Bă, ăsta e ceva virus, ce-o fi? Nu! What, ce aia? Bă, ne mănâncă hrana. A, trebuie să ne ferim că e jale. Uite cum arată. Are o râmă ceva în interior. Zici că e un balon, lol. What? Ok, ok, încă nu putem să mâncăm astea care arată ca pastramă, nu ca pastramă, ca piftia arată. Ați mâncat piftie vreodată? O, piftie arată. O, putem să mâncăm. A, perfect, perfect. Gata, acum ne facem mari, mari, mari. Nu! Trebuie să avem mare grijă la chestiile astea. De tot plutesc că ne ia din punctaj și ne scade și mărimea. Gata, gata, gata. Deci consumăm tot. A, fii atent, pot să mă ating de chestia aia. Doar de partea de sus. Da? Aha, 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 ok. Micrometri. Mamă! What? Deci încă n-avem vietăți, sunt niște virus care încearcă să ne mănânce, habar n-am. Fii atent, astea mici se numesc Euglena. Credeam că se numesc, că citisem prima oară, Eugenia.
Mă, și Mira, mă, ce caută Eugenia? Bă, lasă-mă, mă, în pace. Încerc să mă hrănesc aici. Și mai alergă șobolanul ăsta. Aha. Deci am început să putem să mâncăm. Ok. Nimic, nimic. Trebuie să crezi puțin mai mare. Uite, mă, le mănâncă el șobolanul. Deci ne mănâncă din mâncare. Uite, pac, am mâncat acolo. Dacă putem să le mâncăm pe astea mai măricele. Dar nu merge, vezi? Uite ăsta. Trebuie să creștem mai mult. Putem să consumăm orice. 54 de micrometri. Cred că trebuie să facem 100 sau 1000. Cât trebuie să facem? Uite ce mă enervează peștele ăsta sau ce-o fi microbul ăsta. Hai, am furat mâncarea. Cred că e puțin nervos. V-am zis, e greu nivelul și e mult de farmat. Chiar e migălos. Gata, gata. Oh, aproape ajungem la centimetri. Gata, îi mănânc pe ăștia. Ce e bărâma aia? What, spagheta asta ce e? Spagheta! Deci pot să mănânc mai multe chestii. Practic eu mă lupt cu ăsta ca să-i fur mâncarea. LOL! Deși atent, îi furam mâncarea la nebun. Ok, ok, ok. Stai așa să fiu atent, că imediat mă lovește ceva și nu e bine deloc. Trebuie să mă uit în toate direcțiile. Alga asta nu știu ce e, dar consumăm tot ce prindem. Deja 153 de micrometri. Când putem să-l mâncăm pe ăsta roz, atunci ne-am realizat în viață. Stai, peștiucu, peștiucu. Ah, ok. Bun, am crescut mai mare. Curând o să pot să-l mănânc și pe el. Avem 240, cred că trebuie să facem 1000 de micrometri. Și cred că trecem la centimetri. Ok, ok. Apro... Ah! Bă, frate! Mă cocoșează ăsta. Perfect, perfect. Pe ăștia nu, pe ăsta da. Da, da. Da. Mamă, aproape îi cocoșesc pe toți. Ata, ne hrănim ca lumea. Nu! Wow, ați văzut? M-a lovit și n-am mai putut să mănânc. Dar ne revenim imediat. Bum, bum, bum. Perfect, perfect. Acum lor le e frică de mine. Gata. Mamă, doi deodată. Deci fii atent că n-au ce să mai îmi facă. Vor să fugă, dar nu mai pot scăpa. E prea târziu. Mamă, în sfârșit! În sfârșit suntem și noi în lumea reală. Nivelul ăsta parcă l-am mai jucat. Sau? Îmi pare cunoscut. Deci suntem pe ceva. Suntem într-un laborator. Mamă, deci fii atent că eu prima oară. What? Am crezut că suntem în ocean. Dar nu eram în ocean. Ce eram, mă, că nu înțeleg. Eram într-o picătură de apă. What? Eu chiar credeam că eram în ocean. Am trăit în minciună. Ok, bun. Toate astea așa, toate astea așa. Superb, superb. Perfect. Ia vezi cât de bine e. Perfect. Binișor, binișor. Vezi că nu e rău deloc. Am luat apa, mai avem firimiturile. Piulița încă nu. Nu știu ce putem să mai mâncăm, că nu mai mi-arată nimic. Mamă, cât de greu e. Ca un labirint. Aha, uite astea aici. Piulița. Apa. Doamne, jocul ăsta mă trolează maxim. Și mă și enervează pentru că mă pune să caut prin labirintul ăsta și nu pot să mănânc orice. Ai, ai, ai. Ia stai să vedem ăsta. Aha, aha. Opa. Gata, mă. Începe distracția deja. Am un centimetru. Uitați-vă în stânga sus. Bine, mă. Un centimetru în sfârșit. Deci e perfect. De aici începe jocul, practic. Ne-a luat doar 19 minute. Uitați-vă în stânga sus, în dreapta sus. 19 minute ca să ajung aici la câțiva centimetri. De aici ar trebui să meargă lucrurile mult mai repede. Adică ar trebui să fie bine. Colectăm tot ce prindem. Și-o fi asta că nu înțeleg. Da, hai că aflăm noi imediat. Ia uite-l, ia uite-l. Bum, 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 bum. Mamă, absorbim tot. Ok. What? Era un câine. Era un robot, nu? Lolz. Să vezi ce mișto să fie când mâncăm astea. Sunt doi câini, ok.
O, că-l rezolvăm imediat pe câinele ăla. Trebuie să ne mai dăm upgrade odată, să mai creștem gen. Imediat, că avem 16 cm. Pe la vreo 36 de cm deja mâncam oamenii. Dacă țineți minte în episoadele anterioare. Deci o să fie ușor. What? Gata! Stai așa că mai avem puțin de crescut. Ia aveți câinele. Perfect, câinele ne dă cel mai mult, cred. Uite și canapeaua. Mâncăm circuitele. Cățelul. Ok, space snack. Deci și că suntem în spațiu. Deci că e un snack din spațiu. Ia vezi-l. Da, uite oamenii. Păi la 30 ceva o să-i rezolvăm. Îmi place că vine câinele după noi să ne atace, dar noi îl mâncăm. Adică ne face un favor, cum s-ar zice. Oh, da! Asta e mișto, uite oamenii deja. Gata! Când am început să mâncăm oamenii, e clară treaba. Ok, ok. Dar oamenii nu ne dau așa mult, asta e ciudat. Deci suntem în spațiu, mă. Se pare că ei făceau niște experimente în spațiu și a ieșuat grav experimentul. Deci a ieșuat grav. Am reușit să mâncăm în continuu și să creștem la infinit. Fii atent, că de aici avem un metru. Deci de aici totul devine ușor. Începe distracția, sunteți pregătiți? Haideți și voi cu like-ul ăla puternic. Vreau să văd și subscribe dacă încă vă uitați la videoclip. Trebuie să vă abonați, altfel o să vină scama asta la noapte după voi. Și uite cum vă îngurgitează direct. Bă, instant. Jap, hopa. Deci era o bază pe Marte ceva. Mâncăm pietrele. Oricum noi deja suntem mari, adică avem 1,7 metri. Nu știu dacă ne mai atacă ceva, ăștia sunt roboți. Și sunt mai multe baze, știi, uite, baza asta din dreapta, noi n-am intrat aici. Și sunt alți oameni și așa mai departe. Dar o să consumăm tot imediat. O să le consumăm proviziile, adică nu mai rămâne nimic din omuleția aia. Ia vezi că deja am început. Frumos, frumos. Panouri solare, fii atent ce au. Ia uite și aici. Hashtag yummy. Perfect, perfect. Acum le mâncăm roboții ăștia cu provizii. Erau și prin dreapta, parcă. Jap, 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 jap. Mamă, vezi că ne hrănesc mult ăștia. A, panourile solare. Gata. Nu mai au energie. Mamă, le mâncăm baza cu totul. Tuburile de oxigen. Nu o să mai poată să respire. E perfect. Ce se întâmplă aici? Am distrus tot. Baza oamenilor e ruinată. Deci nu este încă un experiment. A ieșit de sub control. Dacă are sens. Curând. Deci avem deja 10 metri, aproape cât un bloc, nici nu știu. Câteva etaje de bloc lejer. Ia vezi cât de satisfăcător. Luăm baza cu totul. Știi că de aici ieșisem noi dintr-una de asta și acum ai, uite. Consumăm tot ce se poate. Aha. E satisfăcător sau nu? Asta vreau să-mi spuneți. Poate nu vi se pare, dar mie mi se pare mișto. O să vedeți că mâncăm toată planeta. Deci nu așa câteva chestii. Consumăm tot. Ia. Deci momentan sunt foarte multe baze, observ. Dar nu putem să mâncăm cercul ăla din interior, miezul. Gata, putem. Opa, nu putem baza. Perfect, perfect. Avem 25 de metri. Adică aproape cât un bloc. Câți metri are un bloc? Poate ziceți în comentarii. Să vedem. Un bloc cu 4-5 etaje, mă gândesc. Ok, ok. Nici eu nu știu să mai mănânc. Mă mir că nu ne upgradăm din nou. What? Prea satisfăcător. Deci eu vă zic că trebuie să apăsați butonul de like și subscribe, că e nebunie pur și simplu. E tare ce se întâmplă. Ok. Vreau să spuneți dacă v-ați jucat și voi pe telefon jocul ăsta. Că știu că e și pe telefon. Deci cred că l-ați încercat. Sau nu prea v-ați băgat. Ia vezi bazele astea mari. Wow. Orice mâncăm. Deja nu mai înțeleg sensul. 100 de metri avem. Devin cât un oraș. Ok, 130 de metri. What the baza am consumat-o. Deci ce mai mănânc? Pietrele? What? Bă, mâncăm pietre. Deci consumăm planeta, fii atent, munții. Sau ce sunt astea? 200 de metri.
Ok, 230 de metri. Yummy! Ok, de aici nu mai înțelegem nimic, cred. Deci de aici... Nu, mai suntem prea mari, pur și simplu. De nu mai știu ce mănânc. Mamă, dar vezi că ne dăm multe puncte. Ca și mărime. Ne dă vreo 20-30 de metri, adică foarte mult. Punctulețele astea. Ia să vedem. Trebuie să mai dăm o dată upgrade. Adică momentan nu știu ce pot să mănâncă. Să nu suntem nici prea mici, nici prea mari. Suntem așa între și între. Perfect, perfect. Ia, unde e următoarea țintă? Deci munții ăștia să nu știu ce sunt. Mamă, un kilometru avem. Nu știu cât am crescut cel mai mult. Poate cu albina 10 km sau nu știu cât aveam. Hai mă, unde e următorul? Următorul. Wow, 2 km deja. Sunt gigantic. Ne-am dat din nou upgrade, dar nu prea înțeleg ce se întâmplă. Ce-or fi ăstea? Ceva de la cutremur, ce? Oh! Martian Mountain. Nu, bă, erau mulți, lol, what? Deci am mâncat munții? Păi și nu știu ce pot să mai mănânc, ia. Avem 19 km. Mamă, ia. What, ce asta? Bă! Ce mai e, că nu înțeleg. Deci ăștia vor să fie niște munți, adică foarte gigantici. Încât nici nu are sens, dar par a fi niște oase așa. Dar sunt munți, de fapt. Ok. Deci molecula asta a ieșit de sub control. Cum e posibil? Ah, e planeta, lol. What? Zăpadă, ce am mâncat, mă? Mă, ce? Mega meter, mega metru. Mâncăm asteroizi. Păi și planeta, uite planeta Pământ. What? Asta e moment epic. Deci aici locuiești tu. Nu ai dat like, o să mâncăm planeta Pământ, din păcate. Ce asta? Ok. Deci momentan putem să mâncăm doar asteroizi, cred. Cu ăștia trebuie să ne facem mari. Mamă, și știu dacă nu pot să-i mănânc foarte ușor, să mă învârnă un stop. Uite de aici tu. Jab, 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 jab. Pac, 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 pac. Hai, bă! 6, 7 megametri, 8. Mamă, dar megametru nu pare așa mult. Zici că e un metru, dar de fapt e aproape cât toată planeta. Adică e insane, este extrem de mult. Uite ce fac eu, farmez efectiv aici, în stânga sus. Am descoperit. Dar poate pot să mănânc ceva prin dreapta, sau... Da! What, Mercur? Marte! Nu! Am mâncat planeta Pământ! Bă, v-am zis! V-am zis, v-am zis, deci n-ai dat like, te-am văzut acolo. Ești pe televizor, nu știu ce faci. Și am mâncat planeta Pământ din cauza ta. Deci s-a dus omenirea. Saturn, Jupiter... Ale, era Soarele, cred? Cred că da. Avem stele. Dar nu putem să le consumăm pe toate. Ok. Trebuie să avem grijă că ne atacă Soarele, gen. E ca în ciudățel. Asta, mai mulți sori. Care e pluralul la Soare? Sori. Sorinei. Băi, e ciudat că trebuie să am grijă. Deci sunt stele astea. Trebuie să am grijă. Bam, 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 bam. Perfect. Stele, stele. Uite, ia. A, e o stea, nu e soare. Stai, soarele e tot stea, nu? Dar nu scria că e soare, deci... A, bar n-am ce se întâmplă. Chiar nu mai înțeleg. Gata, mă! Ok, deci deja am terminat cu planeta Pământ. Cu sistemul nostru solar. Și e și mai mult. Și începem să mâncăm stele mult mai mari. What? Stele mai mari decât planeta noastră. Ca să înțelegeți. Da? Astea roșii încă nu putem. Dar gata. Wow, gigant roșu se numește. Ia uite-l. Deci după ăștia trebuie să ne ducem după giganții roșii. Hai să vedem unde sunt. Da, e mult de farmat în zona asta. Adică uite, nu mai am ce să mănânc decât chestia asta. Dar trebuie să mănânc până evoluez. Ce aia verde? Galaxie, ce? Na, nu mai înțeleg nimic. What? Nici n-am cum să mănânc pe aici, trebuie să am mare grijă. Altfel mă atacă. Wow. Bă, ce sunt mă astea? Trebuie să fie galaxii, dar eu sunt prea mic. Aha. Wow, fii atent, nebula. Toate sunt nebula?
Sunt galaxii, mamă! Fii atent, e mai mare galaxia aia, devine din ce în ce mai mare. Deci se scalează, adică, da. Crește odată ce crește și noi. Opa! Ia uite-l, ia uite-l. Mamă, dar crește foarte repede. 16 AU, 17 AU. What? Fii atent, mai mare. What? Na, nu mai înțeleg nimic. Cât de mare să facem, bă? Mai mare, mai mare, mai mare. Ce mai mâncăm? Adică mai mare decât planeta noastră, noi nu mai înțelegem nimic. Scama asta vrea să mănânce tot universul. E amuzant că are ochi. Adică nu mai are niciun sens. Ochii aia, mamă, eu nu cred că există așa ceva în viața reală. Și se plimbă prin galaxie. Ce, mă? What? Probabil eu când am mâncat galaxiile astea, că au fost și extraterestri în ele, vă dați seama. Aha, fii atent, fii atent. Am consumat și de aici și de aici. Bă, e un pic repetitiv, că văd că facem aceeași chestie, doar că devine din ce în ce mai mic universul. Și noi devenim din ce în ce mai mari. Ok, am mâncat monștri ăștia care nu știu ce sunt. Abar, n-am mai înțelegeți ceva? Eu nu cred că mai înțelegeți nimic. Dacă încă vă uitați la episod, trebuie să dați like. Deci n-ai ce să faci decât să dai like ca să vezi finalul. Crezi că o să fie mișto finalul când mâncăm tot. Deci tot, tot, tot ce se poate. Hai să vedem cum ne plimbăm pe aici, că trebuie să am grijă. Ok. Bun, 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 bun. Pe ăsta mov mare trebuie să-l mănânc. Dar încă nu putem. Ba da. Boom! What? Mamă, e greu să țintesc. Mamă, ce asta albă? What? Stai, ce? Hopa, hopa, hopa. Ce mai vine? Asta, ok. Nu mai înțeleg nimic, dar văd că progresăm repede. Deci dacă ne mișcăm așa, pot să mănânc cu orice. Oh! N-am văzut. Star Cluster. E o adunătură de stele. Bă, frate. Mă mișc prea repede. Deci noi acum mâncăm doar stele? Ha, fii atent că mâncăm stele și uitați-vă în stânga sus că avem un parsec. Deci o altă unitate de măsură. Interesantă. Ok. Ok. Nu! Aproape, aproape avansăm din nou. Aha, aha. Perfect. Ha. Fii atent că am luat tot. Bă, nu mă... What? Bă! Ce, mă? Stai, ce? Asta e toată galaxia noastră? Bă, nu înțeleg! Ce mâncăm? Ha? Mâncăm ceva de aici, dar nu știu ce. Yummy, dar nu înțeleg ce. A, uite, mă, mâncăm din coada asta puțin. Aha, o să fie satisfăcător când putem să mâncăm tot. Bă, mă trolează jocul ăsta, mă plimbă dintr-o parte în alta. Deci uite-te și tu. Jab, 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 jab. Aha, aha. Suntem pregătiți, ia să mâncăm toată galaxia. Fii atent, fii atent. Mamă, moment epic. Chiar e moment epic. Kiloparsec. Wow, toată galaxia. N-a mai scăpat nimic. Aia a fost tare. Uite cum se învârg galaxiile. Andromeda care. Ok, ok. Hai să vedem ce găsim noi pe aici. Fără să ne luăm damage, desigur. Tu îți dai seama că dacă vrei scorul maxim pe harta asta, trebuie să te mici repede non-stop. Foarte greu. Deci chiar mi se pare greu. Spiral Galaxy. Oh, bun. E prea repetitiv, adică deja vedeți că facem cam același lucru. Cred că de vreo 15 minute. Deci este un grup de galaxii pe care noi îl mâncăm. Ok. Deci nu mai are niciun sens oricum. Adică e deja la o scară prea mare. Uite, acum o să upgradăm iar.
Bun. Hai să mâncăm de pe aici, ce prindem. Jap. Dar n-am ce, aha. Ok, noroc cu săgeata asta. Gata, mă. Am mâncat tot, ia. Pac. Hai că mai sunt câteva și ăla e. Am luat de aici, am luat de aici. What? Am uitat, bă, de spagheta asta. Deci în afara universului e o spaghetă care ne urmărește. Și mă, după 30 de universuri, după ce ne-am mărit, e o spaghetă cu ochi, adică n-are niciun sens. Prea troll jocul, pur și simplu. Dar o să creștem imediat. A, spagheta mănâncă și ea. Deci trebuie să avem grijă că ne fură mâncarea. Ok. Mai în față luăm ăsta. Aha, aha. Gata, ia vezi, spagheta aia a dispărut. S-a rezolvat și cu spagheta. Bun, și cum ar fi să ieșim acum tot pe planeta Pământ? Zici că suntem iar cu molecule, ca la început. Bun, bun, bun. Așa. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Univers, univers. What? Ne-am întors la început? Nu! Wait, what? Deci ne-am mărit atât de mult încât suntem la loc la început? Că ăla era un proton, un ceva și după aia e universul acum. Poate așa e și în viața reală. Ne mărim atât de mare încât începe alt univers. What? Păi eu realizez că fiecare chestie de-asta e un univers, e tot ce am mâncat noi până în tot episodul. Adică gândiți-vă, o singură de-asta pe care am mâncat-o noi e cât ne-am chinuit 40 de minute. Să mâncăm toată planeta, tot universul, tot. Și mă, și uite câte sunt. Adică nu, 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 e nebunie. Gata, mamă cât ne-a luat. Moment epic în comentarii. Like, subscribe, o să-mi pun și ochelarii pentru voi. Bă, ce ușor a fost. Tare rău jocul, n-am ce să zic altceva. Eu sper că v-a plăcut. Și dacă faceți și noi acolo like-uri și vă susținere, mai încercăm și alte jocuri, că sunt mai multe cu Tasty Planet. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem data viitoare. Pa!